veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Să fie binecuvântat numele Domnului acum și în veci. Amin. Lecția intitulată Sfințirea. În procesul mântuirii noastre, Domnul cel Sfânt, prin lucrarea sa și prin lucrarea Duhului Sfânt, din partea Tatălui cel Veșnic, care este Sfânt, încât în preajma Lui se strâng într-una căci este Sfânt, vrea să ne sfințească și pe noi în vederea repatrierii noastre, ca origine vorbind, în împărăția sa veșnică și mântuirii noastre definitive, în vederea trăirii unei veșnicii cu Dumnezeu, în sfințenia desăvârșită atunci când nu va mai fi nicăieri, nici Satan, nici păcat, peste tot va fi numai lumină. Dar până una altă noi suntem în lumea aceasta și procesul separării noastre de lume, desprinderii de păcat și consacrării pentru Dumnezeu este un proces ascensiv de sfințirea noastră. Atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, termenul de sfințire apare foarte frecvent în Scriptură. În ebraică este kadeș, ceea ce înseamnă curat din punct de vedere ceremonial, din punct de vedere moral, purificat, în mod special legat de slujbele de la templu, unde bazele prezenții și lucrările de acolo erau date de sfințire, sfințirea fiind atributul fundamental al lui Dumnezeu. La Dumnezeu nu primează puterea, ci primează sfințirea. În cartea Levitic, capitolul 8, versetul 10, apare acest termen. Moise a luat un de lemnul pentru ungere, a uns sfântul locaș și toate lucrurile care erau în el și le-a sfințit. A stropit cu el altarul de 7 ori și a uns altarul și toate uneltele lui și ligianul cu piciorul lui ca să le sfințească. Din un de lemnul pentru ungere a turnat pe capul lui Aaron și l-a uns ca să-l sfințească, totul să fie sfânt. Și când s-a inaugurat mai târziu, citim în a doua carte a Cronicilor, capitolul 7, versetul 16, templul din Ierusalim, Dumnezeu a rostit un cuvânt prin care și-a dat acceptul de a sfinți lucrarea de acolo, că drept dovadă și-a și făcut vizibilă prezența. Acum aleg și sfințesc casa aceasta, pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie și voi avea totdeauna ochii și inima mea acolo. Să nu uităm că lucrurile acestea din vechime au fost doar prefigurări. Adevărata casa lui Dumnezeu suntem noi și oprită din pietre vii într-o parte sau alta a pământului adunate și alăturate acelei pietre din capul unghiului care este Iisus Hristos, Sfântul Sfinților. Toți trebuie în final, în vederea mântuirii, să treacă prin procesul acesta al sfințirii. În Noul Testament, în limba greacă, avem expresia hegiasmos, care înseamnă sfânt. Și vă citesc două referințe biblice din Noul Testament, unde apare, ca să o înțelegem mai clar, 1 Corinteni 1:30. Aici vom vedea despre ce grad și ce formă de sfințire a hotărât Dumnezeu pentru noi. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Așadar, Domnul Hristos este etalonul sfințirii noastre. El, în momentul în care a acceptat să devină trup cu noi, nu s-ar putea ca trupul să nu fie sfânt, mă refer la biserică, la credincioși în mod efectiv, iar capul, Domnul Hristos, să fie sfânt. Și în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, este scris de la versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și versetul 7, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, în mod special se vorbea acolo despre păcatele trupului, ci la sfințire, o sfințire în duh, în suflet și în trup. Doamne, ajută-ne! După aceste noțiuni de ordin introductiv, general, haideți să intrăm mai adânc în Scripturi și să observăm într-o primă parte ce se înțelege prin sfințire în mod concret. Să observăm câteva exemple de lucruri sfinte sau sfințite și în a doua parte să vedem cum ajungem noi la starea de sfânt. În istoria bisericii, mulți credincioși, post-mortem în mod special, sunt ridicați la gradul de sfinți.
Dar noi știm că după momentul efectiv al morții nu se mai produce nicio îmbunătățire până la înviere. Atunci și noi și ei vom fi schimbați ca să trăim în noua natură, după noul trup în împărăția lui Dumnezeu. Deci procesul de sfințire se derulează până la moarte. În cartea Genesa, capitolul 2, versetul 3, imediat după ce a încheiat zilele creației, observăm în versetul 3 că Dumnezeu a procedat la o sfințire a timpului. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse. În ce sens a sfințit Dumnezeu ziua a șaptea? Atunci omul încă nu căzuse în păcat, dar prin sfințirea aceasta putem totuși înțelege o parte a termenului de sfințire. Dumnezeu nu s-a mai ocupat cu altceva, ci a consacrat acel timp în totalitate pentru prezența sa desăvârșită, în care, așa cum scrie în Împărăția lui Dumnezeu, că El va fi totul în toți, fără ca alte lucruri să mai atragă atenția, fără ca alte lucruri să mai preocupe pe cineva. Toate făpturile acelea și chiar toată natura trebuia să se adune, zis așa, în jurul lui Dumnezeu, să-L slăvească și El să fie centrul desăvârșit al atenției Universului. Am citit deja din Levitic că Dumnezeu a sfințit cortul, mai târziu templul, locuri sau lucruri sfințite în Împărăția lui Dumnezeu, potrivit cu revelațiile care le avem în Cartea Apocalipsei, se observă câteva obiecte care au legătură cu ce avem în Vechiul Testament. S-a văzut chivotul lui Dumnezeu, un tron de domnia lui Dumnezeu și alte lucruri sfinte, adică toate obiectele care sunt în cer și în mod special locurile cerești, parte din ele, în primul rând, locul unde locuiește Dumnezeirea, a fost sfânt și n-a fost întinat, dar parte din cer a fost întinat și va trebui și el să fie sfințit. Și pământul va intra într-un proces de sfințire. Curățirea cu apă și mai apoi cu foc este un proces de sfințire. Pentru că Dumnezeu va sfinți în ultimă instanță inclusiv și materia care va rămâne, pentru ca tot să fie curat. Apoi Dumnezeu a sfințit oameni. În cartea Exod, capitolul 40, citim despre preoți în versetul 13. După ce l-a spălat pe Aaron și pe fiii lui, s-a dat următoarea poruncă: să îmbraci pe Aaron cu veșmintele sfinte, să-l ungi și să-l sfințești ca să-mi facă slujba de preot. Și cartea Numeri, capitolul 18, aduce detaliile în care preoții aveau dreptul să stea pe un loc sfânt, într-un locaș sfânt, după ce au fost sfințiți, ca să facă o slujbă sfântă. De la versetul 1, Domnul a zis lui Aaron: tu și fiii tăi și casa tatălui tău cu tine să portați pedeapsa fără de legilor făcute în sfântul locaș, tu și fiii tăi împreună cu tine să portați pedeapsa fără de legilor făcute la împlinirea slujbei voastre preoțești. Versetul 2, aproape de asemenea de tine pe frații tăi, seminția lui Levi, seminția tatălui tău, ca să fie legați de tine și să slujească atunci când tu și fiii tăi împreună cu tine veți fi înaintea cortului întâlnirii. Ei să păzească ce le vei porunci tu și cele privitoare la tot cortul, dar să nu se apropie nici de uneltele sfântului locaș, nici de altar, ca să nu muriți și ei și voi. Deci, chiar leviții aveau voie să stea doar la periferiile acestui locaș sfânt, ei nefiind sfințiți pentru slujbă în măsura în care era Aaron și fiii lui. Avea și poporul momentele lui de sfințire și modul de sfințire. Cu ocazia unor sărbători speciale, vă citesc din cartea Exod, capitolul 19, de la versetul 14. Moise s-a pogorât de pe munte la popor. Și potrivit cu porunca pe care a primit-o de la Domnul, în versetul 10, du-te la popor și sfințește-i azi și mâine și pune-i să spele hainele. Revin la 14. A sfințit poporul și ei și-au spălat hainele și le-a dat câteva reguli în privința sfințirii. Când participau la momente sfinte,
trebuiau și ei să se sfințească, de aceea poporul trebuia să vină și pentru necurății de ordin fizic, unele involuntare, în mod special în dreptul femeilor. Când se prezentau la locul sfânt, trebuia să aducă o jertfă pentru sfințirea lor. Iar dacă cineva voia să se sfințească, în afară de termenele acestea obligatorii, cea mai specială formă de sfințire era nazireatul, despre care scrie în Numeri capitolul 6. Și de aici se vede foarte clar, iarăși, ce însemna sfințirea. Vă citesc doar versetul 2. Vorbește copilul Israel și spune-le, când un bărbat sau o femeie se va despărți de ceilalți făcând o jurință de nazireat și apare la subsol o notă, nazireat înseamnă a se despărți de ceilalți, a se supune la înfrânări, ca să se închine Domnului, timp în care el nu trebuia să-și permită ceea ce în mod normal putea să facă și nu era considerat păcat. Dacă se întâmpla vreun accident, vreo atingere, vreo nenorocire, sfințirea era anulată și trebuia să închine de la început zilele acelea consacrate pentru Domnul, potrivit cu făgăduința lui. Deci, din întreg sistemul vechi testamental pe care Dumnezeu l-a lăsat, ca o umbră a bunurilor viitoare, a sistemului nou testamental, înțelegem că sfințirea este procesul de purificare a tot ceea ce a suferit vreo necurăție și dedicarea oamenilor într-un mod cu totul și cu totul special pentru Dumnezeu, de care nu te poți apropia decât în stadiu de sfințire. În Noul Testament, Scripturile ne prezintă lucrarea Domnului Hristos, așa cum am citit din Corinteni, în procesul de sfințire, și vă voi citi doar din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 22 și 23, unde Pavel își exprimă dorința și rugăciunea lui înaintea lui Dumnezeu pentru credincioși. Feriți-vă de orice se pare rău, Dumnezeul păcii să vă sfințească, El însuși pe deplin, și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Cum, în mod efectiv, se produce sfințirea? Așa cum v-am citit de la Nazirei, sfințirea înseamnă separare. Că dacă respectivul s-atingea de cineva care era necurat, imediat necurăția se transfera asupra lui. În timpul acelor zile, el trebuia să fie total dedicat pentru Domnul. Și ca să înțelegem procesul dedicării, hai să citim în a doua carte a Cronicilor, capitolul 29, atunci când împăratul Ezechia a chemat leviții să se ocupe de casa Domnului, care în timpul tatălui său Ahaz fusese închisă. Citim de la versetul 5. Ascultați-mă, leviților, acum sfințiți-vă, sfințiți casa Domnului Dumnezeului părinților voștri și scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. 18. Și s-au dus apoi la împăratul Ezechia și au zis, dând raportul, am curățit toată casa Domnului, altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui și masa pâinilor pentru punerea înainte cu toate uneltele ei. Am adus iarăși în bună stare și am curățit toate uneltele pe care le pângărise împăratul Ahaz în timpul domniei lui, când cu fărădelegile lui sunt înaintea altarului Domnului. Deci, cu uneltele acelea sfinte nu mai lucrase nimeni. Poate erau puse undeva aiurea, poate fusese afectate de intemperiile naturii, poate unele trebuiau reparate. Sfințirea locașului Domnului a însemnat curățirea lui, verificarea tot ce este acolo, să lase doar ceea ce trebuie pentru Domnul, să fie lustruite, spălate, după cum cerea starea lor și materialele din care erau făcute, și să fie consacrate doar pentru Domnul. Pentru că până atunci ele erau neutilizate. Deci, a sfinți un om înseamnă mai întâi a-l deslipi de la activitățile lui lumești, de la preocupările lui de toată ziua, și a-l pune în temă că de mădularele lui, de ființa lui, vrea Dumnezeu și poate să se folosească Dumnezeu. Ca și cum ți-ai lăsat sculele vechi din mână, te-ai spălat pe mâini, urmând să-ți iei alte ustensile în aceleași mâini, lucrând pentru Domnul.
Apoi, tot procesul sfințirii, citim Ezechiel 36, versetul 25, vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. A fost o făgăduință divină că Dumnezeu va face curățire. Și citim în Noul Testament, în Evrei, capitolul 9, unde se face legătura cu Vechiul Testament, dar se arată realitatea nouă a lucrurilor. 9:13. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dat pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tot aici în Evrei, 13:12, unde se vorbește despre același sânge, care este detergentul lui Dumnezeu pentru toate murdăriile noastre, de aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sânzele său, a pătimit dincolo de poartă. Pentru că în Vechiul Testament, pe lângă spălarea cu apă, sfințirea se făcea prin stropirea cu sânge. Spălarea cu apă o avem și noi, în mod simbolic, prin botez. Dar ea nu este o curățire, nici de întinăciunile trupești, dar nici apa aceasta nu poate să joace rolul purificării spiritului, și sfințirea o face însăși Dumnezeu. De partea noastră, noi ne spălăm. Se vede aici dubla lucrare de care vom vorbi imediat, că trebuie și noi să depunem efort, dar lucrarea cea mare de sfințire o face Dumnezeu, slăvit să fie El. Dar Dumnezeu nu ne sfințește, nu ne stropește până când mai întâi n-am abandonat cele firești, și ne punem înaintea Lui și spunem, Doamne, stăm deschis aici că vrem în mâinile noastre să încapă lucrarea Ta. Și în acest moment intervine Dumnezeu ca și la Isaia în capitolul 6, când El și-a văzut starea sa și atunci un sol ceresc cu un cărbune i-a sfințit buzele ca să poată face lucrarea aceea. Și în al treilea rând, cum de altfel urmează în mod logic, după ce Dumnezeu ne-a sfințit, intrăm în slujba Lui, devenim preoți ai Săi. Nimeni nu va fi preot până nu trece prin procesul acesta. Preoții n-aveau moștenire în Israel. Leviții, pentru că făceau o slujbă, n-aveau drept ca celelalte seminții. Mai întâi, înainte a intra în procesul de sfințire, ei trebuia să se desprindă dintre toți. Urma operația a doua, stropirea. Pentru noi o face sângele Domnului Hristos, slăvit să fie El. Și urmează faza a treia, consacrarea, slujirea. Slujirea, cu alte cuvinte, înseamnă a-ți umple mâinile. După ce ai aruncat ce au fost rău în ele, după ce ți-au fost spălate, a-ți umple mâinile și a-ți oferi darul tău și a-ți le pune în slujba lui Dumnezeu. Expresia aceasta rezultă din cartea Exod, capitolul 29, versetul 9. Să încinci pe Aaron și pe fiii lui cu un brâu și să le pui scufiile pe capetele fiilor lui Aaron. Preoția va fi a lor printr-o lege veșnică, astfel să închin pe Aaron și pe fiii lui în slujba mea. Să aduci vițelul înaintea cortului întâlnirii și Aaron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul vițelului. Și din acel moment, mâinile lor se ocupau numai cu lucrurile sfinte. Voi citi acum din Noul Testament, din 1 Petru, capitolul 2, unde se vorbește în mod concret despre preoția noastră. 2 cu versetul 5 la 9. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduce jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului aleasă scumpă și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar și pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși piatra pe care o lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, ca și cei din vechime, Aaron și Leviții, o preoție împărătească, pentru că în sistem nou testamental Domnul Hristos deține și slujba de împărat și cea de preot. Un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Iată, frați și surori,
Care este statutul nostru? Când ni se spune preoți, preoția aceasta înseamnă efectiv preoție. Nu e o preoție mai prejos decât cea a fiilor lui Aaron. Pe slujba de mare preot rămâne Domnul Hristos. Dar și noi îndeplinim aceleași slujbe. Aducem jertfe, cum făceau ei în curtea cortului. De aceea spune în Romani, capitolul 12, versetele 1 și 2. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Direct noi o putem face, fără intermediar. Suntem preoți. Dacă ei nu puteau aduce animale decât sfințite, curățite, exact aceleași caracteristici sunt și acolo în textul din Romani. Și Dumnezeu primea arderea aceea de tot. Aceasta este ce a spus Domnul când a zis: cine se va consuma pe sine pentru mine și pentru Evanghelie, cine își va pierde viața, o va câștiga. Este sacrificiu pe care noi ni-l aducem după modelul Domnului Hristos. El s-a prezentat în cer la Dumnezeu ca și preot și ca jertfă. Noi trebuie să ne jertfim trupul viu, doar El și l-a jertfit până la moarte. În cazul nostru doar că e vorba de un martiriu, dar El l-a jertfit ca și ofrandă pentru noi, noi îl jertfim doar ca dar de mulțumire, de consacrare. Jertfa noastră nu poate sluji la mântuirea nimănui. Dacă așa stau lucrurile, noi rămânem la templu, pentru că trupul este templu în permanență, fără să avem voie să ne depărtăm de sfântul locaș. Putem să aducem zilnic jertfe pe altarul tămâierii, ca simbol al rugăciunilor. Avem dreptul să intrăm înaintea lui Dumnezeu, avem acces la El, iar când va fi dată la o parte și cea de-a doua perdea în mod definitiv, vom intra în cer la Dumnezeu în mod direct. Până atunci, acolo, la scaunul îndurării, în partea a doua cortului, avem intrare slobodă, dar prin Iisus și doar în numele Lui. Dar în prima parte, ca templu, suntem constituiți de aici. De aceea, în Noul Testament, necurăția nu mai ține de domeniul trupului când este vorba de niște etape naturale, normale în viața unui om. Necurăția în Noul Testament apare numai legată de păcate, cum ar fi curvia sau preacurvia. Pentru că dacă noi am fi socotiți în vreo fază necurați, dar noi n-am păcătuit, ar însemna că noi ar trebui să fim excluși de la templu, după cum evreii în stări de necurăție erau excluși chiar din tabăr. Singura necurăție în sistem nou testamental este necurăția care cuprinde în ea păcatul. Dacă ne-am separat de lume, deși trăim încă în lume, noi suntem curați și sfinți pentru Domnul. De aceea, în Noul Testament este scris să slujim zi și noapte Domnului. Cum scrie despre Ana, că stătea la templu în permanență. Cum a zis Pavel în drum spre Roma, că i s-a arătat un înger din partea Dumnezeului căruia îi slujea întotdeauna. Haideți acum să privim la partea a doua de care v-am zis și să vedem cum se realizează în mod efectiv sfințirea aceasta. Există trei momente ale sfințirii. Unul trecut, un prezent continuu și un viitor. În trecut, prima fază a sfințirii a fost la momentul nașterii noastre din nou. Iată ce scrie Pavel în 1 Corinteni 6:11. După ce descrie mai sus câteva stări de păcat, el zice: și așa erați unii din voi, lacom, bețivi, închinători la idel, preacurvare, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Dintr-o dată, omul acela a devenit un sfânt. Iată ce scrie în aceeași idee și în Coloseni 1:2. Pavel scrie epistola către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în Colose. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Sfințirea aceasta s-a produs dintr-o dată și ea a fost făcută de Dumnezeu prin puterea mântuitoare, ispășitoare, prin Domnul Iisus Hristos. Și vă mai citesc un verset, Evrei 10:10. Prin această voie, prin voia lui Dumnezeu de a muri Domnul Hristos pentru noi, am fost sfințiți noi, și anume, prin jertfirea trupului Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. De aceea, când un om a fost născut din nou,
toate păcatele lui sunt radiate în mod desăvârșit. După cum a fost iertat în întregime, de asemenea este sfințit în întregime. Este sfințit în întreaga lui ființă. Pentru că și Hristos a fost făcut pentru el sfințire. Exact sfințirea lui Hristos vine peste el, vine peste noi. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Apoi urmează procesul sfințirii permanente, care se realizează prin trăirea cu Domnul sau prin trăirea prin Duhul. Iată ce spune 1 Corinteni 1 cu 2. Aici trebuie să fie concentrarea noastră maximă. Aici se observă cele două aspecte ale sfințirii. Către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus. Și acum partea a doua, chemați să fie sfinți. Căci noi trebuie să fim sfinți și astăzi și mâine, ca și Nazireul, pe toată durata închinării lui pentru Domnul. De aceea spune în aceeași epistolă din capitolul 5 de la versetul 6. Nu vă lăudați bine, nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat. Căci Hristos Paștele noastre a fost jerfit, să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Poate este ușor să înțelegem dacă ne imaginăm haina aceea albă care am primit-o la început. A fost albă în întregime, albă imaculată. Dar dacă nu umblăm curat, nu umblăm frumos, ca în timpul zilei, umblăm prin locuri murdare, ne atingem de lucruri necurate, ne-o murdărim. Sfințirea permanentă este procesul păstrării hainei albe pe care am primit-o de la Domnul. De aceea este dat sfatul în Evrei 12 cu 14, urmăriți pacea și sfințirea. Nu e vorba de sfințirea aceea care am primit-o la început. Am primit-o și atât. Dumnezeu este credincios, nu-i pare rău de darurile date. Să urmărim, pentru ca în drumul nostru să nu ne murdărim hainele, ca să primim făgăduința aceea din Apocalipsă, să putem intra pe porți în cetate. De aceea, frate și sor, când diavolul te provoacă, nu-ți murdări haina că nu se merită. Nu se merită, cum se obișnuiește să spună, pentru nimic în lume, să te pătezi. Și vă mai citesc doar din 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14, unde suntem chemați să trăim în separare față de lumea aceasta. Nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege, sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial, sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Și v-am citit că la templu totul e sfânt. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul și la tot puternic. Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu. Acesta-i procesul vieții de credință, să-ți duci sfințirea până la capăt. Iar când simțim că unele pete s-au depus pe noi, trebuie să recurgem urgent la mărturisire, la pocăință, să ne fie spălată haina din nou, ca Domnul să ne dea iertare și să ne rămână haina curată. Și faza a treia a sfințirii va fi sfințirea completă la venirea Domnului. Atunci va fi sfințit și trupul prin schimbarea ce îi se va face. Căci una din calitățile noului trup va fi că e un trup sfânt și în el nu-și va mai găsi păcatul loc, nici în nerv, nici în vene, nici unde vreți. Atunci va fi răscumpărarea deplină dacă am dus sfințirea până la capăt. Vom avea parte de o sfințire completă. Și vă citesc pentru aceasta 1 Tesaloniceni 3 cu 12. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cu facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie, înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții săi. Noi nu vom putea fi încorporați în gloata cerească a sfinților desăvârșiți până când nu vom suporta și acel ultim proces de sfințire. De aceea,
Profetul Daniel, când a văzut viziunile apocaliptice, a scris în cartea sa, în capitolul 7, versetul 18, că după ce toate împărățiile de pe acest pământ se vor derula și își vor consuma timpul, va veni împărăția lui Dumnezeu de care vor avea parte sfinții, dar sfinții celui prea înalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Amin. Cum stați cu sfințirea? Toți oamenii care nu participă în mod regulat la cina Domnului au probleme de lipsă în sfințenie. Este o fază în care este bine să ne verificăm. Dar ziua Domnului poate să intervină în viitor atunci când Dumnezeu stabilește. De aceea noi trebuie să ne silim să fim sfinți în fiecare zi și să ne ducem sfințirea până la capăt. Nu-ți permite să-ți abandonezi slujba ta sfântă la care ești chemat. Nu mă refer la a face o slujbă la amvon. Slujba ta sfântă pe care o faci în templul tău ca preot, aducându-ți trupul ca o jertfă vie, prezentându-te în fața unui Dumnezeu sfânt, când cântarea o aduci să fie sfântă și să vadă toți că tu ești un sfânt, că ai fost pus deoparte, scos din lume și dedicat pentru Dumnezeu. Dar procesul acesta nu-i chiar atât de ușor. Hai să punctăm câteva lucruri care ne ajută în procesul sfințirii noastre. Domnul ne sfințește, El a fost prezentat în Vechiul Testament, Jehova Mekadischem, Domnul care te sfințește, are și un nume așa, după cum are un nume de Domnul cel atotputernic, are și numele Domnul te sfințește. El lucrează la sfințirea noastră. Cuvântul Sfânt și Duhul Sfânt sunt mijloacele prin care Dumnezeu ne sfințește. Așa se ruga Mântuitorul în Ioan capitolul 17, versetul 17, zicând: sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Și lângă acest verset atașăm Efeseni 5, unde în mod concret se vorbește despre sfințirea care o face Dumnezeu prin cuvânt. Versetele 26 și 27. Ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihan. Cuvântul, când apare în mintea noastră, purifică lucrurile, le selectează pe cele bune de cele rele, le așează pe cele bune sedimentându-le, le alungă pe cele rele. Cuvântul este o lumină pentru picioarele noastre și ne ajută să călcăm doar în sfințenie. Cuvântul se face trup și intră în toate mădularele noastre și produce o revoluție sfântă și astfel lucrează la sfințirea noastră. Și dumneavoastră, cred că aveți asemenea experiențe când cuvântul v-a sfințit și v-ați scăpat de unele necurății prin provăduirea Sfintei Evangheliei. Prin citirea Sfântului Cuvânt ne purificăm. Este distrus microbul păcatului în noi și cuvântul intră în fiecare celulă, dacă vreți. Și înfățișarea feții ți se schimbă, gesturile ți se schimbă și pașii tăi dintr-o dată devin alții chiar din punct de vedere fizic. Întru totul cuvântul te schimbă, te transformă, te înnoiește. Iar Duhul Sfânt este agentul viu care lucrează în permanență realizarea acestei sfințiri. Iată ce scrie în Roman 15 cu 16. Aceasta este funcțiunea de bază a Duhului Dumnezeu, sfințirea noastră, că este Duh Sfânt. Pavel zice: ca să fiu slujitorul lui Iisus Hristos între neamuri, eu împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei Dumnezeu pentru ca neamurile să-i fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Pentru că El alungă din noi toate celelalte duhuri și El vrea să stăpânească și să umple ființa noastră, anihilând tot ceea ce este omenesc în noi, dându-i valențe dumnezeiești la parametrii noștri normal, urmând ca în ziua învierii sau în ziua transformării bisericii, Duhul Sfânt să fie Cel care realizează și ultima procesiune în sfințire. El va face schimbarea aceea. Și tot despre sfințirea Duhului citim și ce a scris Petru în întâia sa epistolă, capitolul 1, versetul 2. După știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul,
spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Deci, dacă cineva crede că Duhul Sfânt a intrat în ființa lui și că a rămas acolo, trebuie să producă sfințirea. E adevărat, în măsura în care îl lăsăm să lucreze în noi, prin neglijența noastră îl întristăm, prin nesupunerea noastră îl îndepărtăm și prin împotrivirea noastră putem să-l scoatem afară. Dar dacă rămâne în noi, lucrează din zi în zi, transformându-ne după chipul lui din slavă în slavă. După cum în pântecile unei mame, de la un mic embrion, prinde contur un chip de om, la fel și Duhul Sfânt prelucrează ființa, activând-o cu materia primă necesară, cu toate sistemele de care este nevoie pentru a produce în noi schimbarea și creșterea necesară. Dar toate acestea, Duhul Sfânt le face și neobosit. Cuvântul are aceeași putere. Problema se pune în ce măsură eu sunt lucrător împreună cu Dumnezeu. Aici este greutatea. Și vă citesc din aceeași epistolă de la versetele 13. De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre. Deci, frați și surori, gândiți în modul cel mai înalt și cel mai serios. Fiți treși și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Dar cum? Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, căci nepriceperea noastră ne făcea să ne lăsăm târâți. Dar acum, odată ce știm și suntem tot timpul în stare de veghe, de treaz, cum să ne mai ducă? Ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Asta înseamnă numai gânduri sfinte, numai cuvinte sfinte, numai fapte sfinte. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă, fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Căci dacă noi nu ne vom sfinți din liberă acceptare, Dumnezeu ne poate sfinți pedepsindu-ne. Vreți să recurgă la așa ceva? Iată ce scrie în Evrei 12, versetul 10. Vorbind despre pedepsele care le primim de la Dumnezeu, după cum noi ca părinți le aplicăm copiilor. Că cei părinți, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Adică simplu, dacă este o haină pătată sau un obiect murdar, poate încerci mai întâi cu apă. Nu vrea cu apă rece? Poate încerci cu apă fierbinte. Nu vrea nici așa? Încerci cu detergent, cu soluții speciale, pui pila. Răzuiești. Exact așa face și Dumnezeu. El ar vrea, prin procesul audiției cuvântului și prin lucrarea Sfântului Duh, dacă ne lăsăm cercetați și schimbați și sfințiți. Nu vrei? Dar dacă totuși ai intenție, numai că ești așa neglijent, atunci Dumnezeu recurge la metode coercitive, de a te strânge, de a doare. Dar tot e bine. Mai bine să ne sfințească așa. Cândva, când am vorbit despre Tatăl nostru, am zis că e curaj să spui, Doamne, sfințească-se numele Tău, că și noi purtăm numele Lui. Și cu alte cuvinte spunem în mod larg, Doamne, sfințește pe toți care poartă numele. Acum, ne sfințești de bună voie sau, Doamne, noi te rugăm, sfințește-ne, sfințește-ne în final. Și se va vedea cum. Și de asemenea, în Roman, capitolul 6, unde este vorba despre dedicarea noastră pentru Domnul, ca vii din morți ce eram, că Dumnezeu nu se putea folosi de noi, nu eram la templul Lui. Scrie aici în 22, dar acum odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robia lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Deci, sfințirea de la început este o sămânță care o pune Dumnezeu în noi. Sfințirea de la sfârșitul vieții e un rod. Și asta înseamnă un proces întreg de creștere și de alimentare a acelei plante. Iar în final, Dumnezeu ne va muta în alt pământ, unde vom fi sfinți pentru totdeauna. Încă un aspect care identifică mai pragmatic situația noastră. Noi avem două naturi. Una umană, care este
coruptă prin natura ei adamică. Și o natură pe care am primit-o de la Domnul Hristos, odată cu nașterea noastră din nou. Dar ele sunt împreună aici. Una este sfântă, cealaltă suportă sfințenia. Dacă, rămânând aici în Romani, capitolul 8, noi vom da viață noi noastre naturi, atrofiind pe cea veche, vom fi într-un proces permanent de sfințire. Iată ce scrie de la versetul 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, care este în noi, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. În primul caz ne alegem cu moartea, în al doilea cu viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu și aceștia nu pot să placă lui Dumnezeu. Versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Deci, o permanență stăpânire sau călăuzire a Duhului Dumnezeu ar trebui să fie în viața noastră. Și dacă va fi așa, atunci ceea ce scrie în Galateni, lupta aceea continuă, Duhul poftește împotriva firii și firea împotriva Duhului, că fiecare ne-ar vrea. Firea ne-ar vrea în mod nepriceput, că firea n-are sens. De ce își cere tribut firea pământească? Să trăim până murim? Dar ce sens e în asta? Aici se vede efectul diavolului, că el n-are nicio înțelepciune, nicio logică în ceea ce face. Duhul ne vrea cu gelozie pentru sine, că vrea să ne mântuiască. Și noi avem dreptul de arbitru, de a decide. Optăm pentru sfințire sau pentru fire, pentru necurăție. De aceea, Dumnezeu să ne sfințească mintea și noi să o lăsăm liberă pentru El. Dumnezeu să ne sfințească întreg trupul, dar El este pentru Domnul atunci. Înseamnă că ești gata să-ți dăruiești mintea numai activităților sfinte. Orice activitate de orice natură, fie în plan intelectual, fie în plan fizic, este păcat și te întinează. Mă trudesc uneori în zadar să le explic la unii că sportul competitiv, deși în aparență este doar mișcare, dar câtă adversitate atrage, câtă ură, pismă, câtă ambiție, toate lucruri care distrug sfințenia, dar sub diverse moduri. Ne trudim uneori să spunem oamenilor, nu vă preocupați cu literatură păcătoasă. Lăsați filme și alte lucruri care vă întinează cugetul. Sau dacă este cineva la țară, poate, măcar că acum sunt televizoare și imagini necurate peste tot, e suficient să te preocupi cu bancuri, cu întâmplări care au loc printre oameni, ce a spus cu tare, ce a spus cu tare. Este ca și cum ți-ai lăsat templul unde ai fost consacrat pentru Domnul și a te duce în lumea aceasta. Te întinează toate acestea, te murdăresc. Doamne, ajută-ne să trăim pentru Tine. Sfințirea, de fapt, ne dovedește după ce am fost înfiați. Dacă avem astfel de făgăduințe, v-am citit în 2 Corinteni 7 cu 1, atunci de ce nu ne sfințim? Dumnezeu ne-a adoptat ca fii ai Săi, dar Dumnezeu ne vrea sfinți. Și sfințirea trebuie să-L aducă pe om în îmbrăcarea cu omul cel nou și în dezbrăcarea totală de cel vechi, în așa fel încât atunci când schimbarea trupului se va face, să fie ca o necesitate. Dumnezeu nu ne va schimba trupul atunci în mod forțat, gata, a venit El și nu poate sta de vorbă cu noi până nu ne echipează altfel. Dacă sfințirea s-a dus până la capăt, trupul este deprisos în starea lui păcătoasă, că noi nu mai ne folosim de el, nu-l mai vrem în forma lui vinovată și noi ne-am sfințit. Este ca și cum l-am fi înghesuit într-un colț, 99% ne-am dat pentru Dumnezeu și El stă acolo. Și noi spunem, Doamne, scoate-L de aici, că și așa cum este, ne deranjează. Și atunci, pe bună dreptate, se va produce sfințirea totală, când noi vom fi desprinși de toate acestea. De aceea spune în mod repetat Apostolul Pavel vis-a-vis de cele două stări, zice el în Coloseni 3 cu 9 și 10, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce le-a făcut. Aceasta este realizarea finală pe care Dumnezeu vrea să o obțină în noi. Doamne, ajută-ne! Vă reamintesc pe scurt ce am discutat. Dumnezeu este sfânt. La El nu este nicio umbră
ca o închipuire a unui gând vinovat care să-i treacă prin minte. Iar noi suntem corupți în întreaga noastră ființă. Dumnezeu și-a păstrat sfințenia sa în cerul și acolo nu l-a afectat diavolul. Dar Dumnezeu vrea din nou să sfințească locurile care au fost murdărite. Și ca exemplu le-a dat evreilor un loc, templu, unde era prezența lui și unde totul trebuia să fie sfânt. Nici o necurăție, nici măcar fizică nu era voie să fie acolo. A sfințit niște oameni și a zis, voi stați aici de model să vadă toți că de Dumnezeu nu te poți apropia numai în sfințenie. În Noul Testament, Dumnezeu a început o lucrare la nivel de individ și mai întâi vine și ne transformă sfințindu-ne prin Hristos. Apoi lasă Duhul Sfânt în noi ca să lucreze sfințirea aceea de o viață. Ca tot ce e vinovat să alungăm și ca și în timpul nazireatului, când vezi că ai păcătuit, te speli și începi nazireatul de la început. Duminica asta ne mărturisim sau în orice zi s-ar cuveni, Doamne, astăzi din nou într-un procesul de sfințire. Și el se va realiza, deși noi avem două naturi, una care e vinovată și păcătoasă și una care e sfântă. Dând curs liber de trăire numai celei sfinte, alimentându-ne masiv cu cuvântul lui Dumnezeu, îndeletnicindu-ne cu lucrurile sfinte, că preoții nu erau chemați la templu numai să stea acolo, ci să fie activ, să aibă mâinile pline pentru Dumnezeu, că și noi în ceruri vom fi duși să acționăm, să activăm în prezența lui Dumnezeu. Dar după ce procesul acesta al sfințirii va fi dus într-o asemenea limită, încât va fi naturală și ultima fază de schimbare. De aceea oamenii înainte de a muri trec prin diferite stări de boală prin care Dumnezeu îi purifică. Iar că despre cei care vor rămâne în viață, în faza apocaliptică, vor fi sfințiți chiar prin procedeile grele prin care vor trece în timpul necazului, în vremea lepădării de credință. Acele stări încât unii vor muri, spune cartea Apocalipsei, nu vor putea să vândă sau să cumpere, va fi un ultim proces de sfințire în fața ultimei și definitive sfințiri la care vrem să ajungem cu orice chip. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.